e ca și cum ai fi jefuit în stradă de 400 de lei și te-ai bucura că a fost un jaf rapid, că nu a trebuit să aștepți. E ca și cum ai alege să fii jefuit în 5 minute pe stradă de 400 de lei și a te uita la un film, a citi, a sta de povești, a moțăi în mașină. Te întreb, dacă ai avea de ales între a fi jefuit în stradă în fiecare săptămână de 400 de lei și a sta acasă degeaba 5 ore, ce alege? Acțiunea de a turna combustibilul în rezervor durează 5 minute, dar pentru a face acei bani tu trebuie să lucrezi 50 de ore. Tu ești activ într-o altă acțiune, ești blocat în alt loc pentru 50 de ore în loc de 5 ore. Iar acele 5 ore sunt ale tale. Faci ce vrei cu ele. Cele 50 de ore nu sunt ale tale, sunt ale angajatorului. Te plătește pentru a face ceva. Recent în mintea mea s-a făcut câteva clicuri. Faptul că al meu canal nu este despre un singur lucru, este despre 10 lucruri diferite. Nu este un canal tradițional despre știință sau istorie sau țări sau geografie. Nu, este un canal despre mine. Lucru care îmi plac mie. Nu este un vlog. Pentru că nu arăt nimic din viața mea personală, decât în ocaziile în care arăt din Paștea în Crăciun. Recent a avut loc în capul meu un click, am făcut un clip despre Nike și Adidas, știam despre ambele companii, un prieten de al meu când vorbeam despre Adidas mi-a spus că el nu mai cumpără Nike din cauza problemelor pe care le-a avut în compania au să niște probleme cu niște abuz de atlete, în fine. Și de asta a spus că el cumpără Adidas, mai ales că e compania europeană, banii vin în zonă. M-am uitat la Adidas, ce să vezi? Foarte fain Adidas, făcut din sticle retrase din ocean, mai am o pereche pe care scrie că aceste încălțări nu o salveze singure planeta, sunt ironici, știu că nu fac mare brânză cu acele 10 sticle pentru o singură pereche de Adidas, sunt Adidas DNA 6 cred, îmi plac foarte mult, foarte ușor, foarte confortabil, poluez dacă îi arunc, o să-i folosesc până când se dezintegrează cu totul. Dacă mă știe cineva de multă vreme, m-a văzut cu siguranță cu Adidas și nu e nicio rușine, pură, nu se dezintegrează și până nu-i bagăm în pământ, nu-i schimb. Noi este o reclamă, doar vă explic că a fost un click, aveam ambele informații în același click, în timp ce îmi spunea care sunt problemele, știam, se puneau piesele, am zis, eu știam lucrul acesta, de ce nu am făcut decizia? Clickul pe care vreau să-l faceți în acest moment este următorul. Multă lume când vorbește de mașini electrice, am mașini electrică, nu am putut la cap, doar oamenii au văzut pe lângă mine, deja doi din trei cumnați și au cumpărat mașini electrice. Problema cea mai mare în potem mașinilor electrice este faptul că nu e infrastructură de încărcat. Vă rog, intrați pe aplicația Plugshare, vedeți, sunt mii de stații de încărcare în România, o grămadă sunt gratis, 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 gratis. Când te duci la mall, la magazin, la Lidl, Auchan, Penny, de fapt Auchan cred că costă, dar costă doar un leu, e cel mai ieftin posibil de peste tot. Acasă te costă 70 de bani, kilowatul, la Auchan e un leu, poți să încarci de la Auchan, e ok. Ikea, la moluri dacă mergi, parcarea costă, dar încărcarea e gratis. Rompetrol are stații rapide chiar de încărcare, deci 50 de kW sunt cele mai bune încărcătoare gratis. Multe ieftine sunt doar 11 kW, deci îți a până la 5 ore dacă ai o mașină cu baterie mare. Pe acele 5 ore multă lume este supărată că vă trebuie să stai 5 ore la încărcat. Dacă e încărcare rapidă, poate să-ți ia până la 20 de minute dacă plătești. Dacă e gratis, e 5 ore. Acasă costă dar nu e nicio presiune a timpului pentru că ai venit de la lucru, ai lăsat-o peste noapte, odată la câteva zile o alimentezi. Asta le rămâne oamenilor în cap și este mare punct împotriva mașinilor electrice, 5 ore. Celor care spun 5 ore vreau să le Aduc aminte de un lucru. Ca tu să faci un drum. București, Constanța și înapoi și să plătești 400 de lei pe acel combustibil pe care l-ai băgat într-un minut în mașină, maxim 10 minute, tu trebuie să lucrezi 50 de ore. Dacă ai salariu minim pe economie, cel mai comun salariu și cel pe care îl descriu cel mai adesea oamenii care se plâng de cele 5 ore, că stai o urma de timp. Și dacă ai mediu, tot trebuie să bași de 400 de lei combustibil. Dacă faci o navetă în oraș, te costă 1000 de lei. Spuneți în secțiunea de comentarii, eu sunt sigur că ajungem ușor la sume de 1600-1800 de lei secțiunea de comentarii, cu cât ai mașina mai sexy, cu atât consum este mai mare și vă rog deschideți ochii adevărului pe care urmează să vi-l prezint toți vecinii voștri au mașini sexy. Nu și permis să și le cumpere, vin cu ele din Anglia pentru că acolo lucrează și vor să arate că au succes celor care au rămas în urmă și fac două zile pe drum doar pentru a arăta acest lucru. Cumnatul meu, care consuma de 3000 de lei diesel pe lună, rămâne cu 3000 de lei în buzunar pentru că alimentează la stații de încărcare gratis. Este client acolo oricum, de 15 ani de când e destul de mare încât să fie client undeva și e client oricum în viața de zi cu zi la dedemanul de încărcare gratis, el de acolo și a materialele de construcții. Așa că acum și alimentează pe gratis când face câte o vizită. Deci avem prima problemă mare care se pune în fața cumpărării mașinilor electrice. Stai foarte mult la încărcat, încărcătoarele gratis nu sunt atât de dese, iar încărcătoarele care costă, costă de până la 3 ori mai mult decât dacă ai încărca acasă. Acasă e vreo 70 de bani, acestea pot să fie până la 2 lei. În mod normal sunt un leu, un leu 50, dar pot să fie până la 2 lei. A doua problemă potriva mașinilor electrice este costul mașinilor electrice. Te costă vreo 15.000 de euro să cumperi o mașină electrică cu care nu te poți lăuda. Eu tot laud și recomand Apu sau CityGo pentru că sunt sub 15.000 de euro aproape noi. Cu acei 15.000 de euro poți să-ți iei un Audi A7 din 2013. Iar acea decizie este făcută de mulți oameni care nu sunt extrem de bogați, nu sunt nici măcar bogați, sunt oameni normali care au muncit un pic pe dincolo, oameni normali care au salariu normal și pun bani deoparte. Oameni care nu-și permit o casă incredibilă sau oameni care nu au foarte mult gust dacă înțelegeți ce vreau să spun. N-au tencuială la casă, dar au BMW în curte. Iar oamenii aceia care au A7-le, A6-le, BMW-ul, sunt oameni pe care îi vedem pe stradă îi cunoști, știi care le este situația materială și au luat acea mașină care este făcută de un neamț, cel mai probabil, care are gust, care știe să unească toate piesele înăuntru și dacă tu nu ai gust să-ți faci casa frumoasă, ai atâta gust încât să vezi cum arată un produs făcut cu gust. Numai scaunele din mașină ar costa mai mult decât canapele pe care ai putea, ar trebui să ți le cumperi în casă și vin în pachet cu motor, cu toate cele, cu un lucru pe care poți să-l arăți pe stradă celor alți oameni, cu care poți să vii din Anglia două zile pe drum doar ca să arăți că o duci bine. Acest lucru e bun pe o parte, studiile au arătat că oamenii care arată că sunt mai afluenți decât sunt chiar, trăiesc mai mult pentru că nu se mai simt oprimați, nu se mai simt mici în ochii celorlalți oameni. Poți trăiască până la 20 de ani mai mult doar prin acest lucru, astfel că lăsați să-și cumpere mașini mai scumpe decât își permit, pentru că îi ajută să trăiască mai mult. Căutați pe net statisticile despre care vorbesc, dacă nu mă credeți direct, netul e aici, suntem pe net. Nu trebuie să mă întrebați, drept. bă, dar cine ești tu de zici treburile astea? Puteți să verificați. Cu 15.000 de euro îți iei o mașină diesel care te face să arăți afluent, pe care nu ți-o permiți și care se alimentează în 5 Minute. Iar acele mașini mai scumpe sunt conduse un pic mai tare dacă ați mers pe autostradă, ați văzut că merg ca nebuni și ați văzut că e plin de mașini scumpe în România și o, șoferi care merg repede, mașini care consumă peste 10%, nu contează că e diesel, mergi mai tare cu ea, consumă 10%, deci te costă 60 de lei, 100 de kilometri. Deci mașina de 15.000 de euro e vârful de linie a ce poate să producă o companie, în timp ce la 15.000 de euro Volkswagen-ul up e mașina de început, e topul apului ca și model, dar e mașina de început al companiei. Are cel mai simplu interior, nu te poți da cu ea, e cea mai ieftină mașină, e o cutiuță de mișcat din punctul A în punctul B. Acesta fiind al treilea punct. Apul la 15.000 de euro merge costă 30 la oră, dar nu poți să faci curse cu el, stai mai mult pe dreapta, plus că dacă mergi foarte tare îți scade autonomia, trebuie să te oprești să alimentezi, este și asta o problemă. Trebuie să-ți plănuiești drumul acela lung cu un pic mai multă atenție decât bași diesel și mergi mai departe. Și acum să rezolv problemele pe care le au oamenii. Pe la 20.000 de euro, nu 15, 20.000 de euro, încep să ai mașini faine. E Mazda MX-30, care arată bine și într-un și în afară, este suvuleț, destul de eficientă, are faruri incredibile, interior incredibil, ai BMW i3S de la 20.000, ai Peugeot E208, o mașină frumoasă, și mai e pe la 20.000? O grămadă de golfuri electrice care sunt fine, rău, eficiente, destul spațiu și arată bine. Arată ca un Golf GTI chiar mai bine decât un Golf GTI, au faruri Matrix. Deci la 20.000 ai rezolvat problema afluenței, a arătatului că ești bogat. Cu încă 10.000 de lei poți să rezolvi problema încărcatului gratis acasă sau poți să alimentezi la primărie dacă ai rezolvat-o sau la Lidl când mergi să-ți faci cumpărăturile pentru că ești clientul Lidl, hai să fim serioși și eu sunt. Și o alimentez pe gratis la Lidl, Penny sau Rom Petrolul în care opreai oricum. O mașină electrică este net superioară oricărei alte mașini pe combustie internă prin simpla virtută a faptului că este mașină cool în momentul de față. Vă arăt această imagine, această mașină foarte urâtă este un Fiat Panda 4 4 de prin anii 80-90. Mașina a reușit să fie o clasică iubită până în ziua de astăzi din câteva motive. E mică, ușoară, eficientă, chiar e bună ca 4x4, e urâtă din toate punctele de vedere, dar are în spate un designer faimos, Giugiaro. Și este un punct de discuție până în ziua de astăzi, motiv pentru care și eu v-am spus acest lucru. Mașina electrică, pentru că nu mai face cran, 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 pentru că are cuplu instant, similar unei mașini sport la accelerație, lucru care te ajută când vrei să depășești atunci imediat sau vrei să pleci de la semafor, ești în strântorare, tu ai, ai luat-o din loc, nu aștepți după turbouri să se învârtă. Sau n-ai efectiv aer, că ești la înălțime mai mare și na, aia e, nu e destul aer în motor. Nu o să stacă gura după ce ți o mașină electrică încercând să arăt tuturor oamenilor din jurul tău lumina și unul dintre membrii familiei tale, pentru că dar să zicem că ai familie, soție, copii, eu îți vorbesc ca și cum ai fi băiat. Înțeleg, în sfârșit, de ce nu ți-ai luat chiria lângă locul de muncă. Și soția lucrează în altă parte, și grădința e în altă parte, sau școala în altă parte. Astfel, dacă oricum trebuie să stai prin oraș și să faci drumul, măcar ia chiria unde este mai ieftină. Și oricum, orele le stai în trafic, dar orele acelea pe care le stai în trafic pot să reprezinte, în sfârșit, o valoare economică. Unul dintre membrii familiei poate, în sfârșit, să nu-și lase jumătate din salariu sau un sfert din tot bugetul locuinței, sau poate tot salariul persoanei pentru combustibil pentru drumurile pe care le faceți, ci acei bani rămân în buzunar. La o mașină de o la 15.000 de euro electrică, am făcut un calcul că ca această mașină își poate atenua întreg costul în până la 5 ani. După care poți să-i dai foc, să o arunci și ca și cum ai fi mers cu o mașină pe combustie internă. Chiar mai ieftin. N-ai schimb de ulei, n-ai schimb de plăcuțe. Sunt mașini, în general, mult, mult mai rezistente. Și în final, dacă ești clientul care își cumpără o mașină la 2000 de euro și face 1.000-2.000 de km pe an, legea n-ar trebui să te forțeze să-ți cumpere o mașină mai scumpă. Nu ar trebui să faci un leasing de o mașină nouă doar ca să, ce, să mergi 2.000 de km pe an, stai pe lângă oraș, stai în oraș, îți trebuie pentru cele câteva ieșiri, legea n-ar trebui să te forțeze să ție o mașină mai nouă, mai eficientă, când tu ești oricum eficient, conducând mașina rar. Dacă ești obligat oricum, eu îți recomand cea mai ieftină mașină electrică. Sunt Mitsubishi și miev uri de la 3000 de euro, te duc vreo 100 de km, dar ți oricum mai mult nu trebuie, nu-ți mașini de laudă dar oricum mașină pe care ți le iei tu nu sunt și mergi gratis cu ele. Poate-ți deschide o nouă portiță a plăcerii, deci ai mievuri de la 3000, zoe și leaf de la 6000 și prețul mașinilor o să continue să scadă din ce în ce mai mult. Ai apuri generații veche, cu baterie mai mică de la 8000, smarturi distractive de prin 2013, vechea generație cu prost de km autonomie de la 6000, există și o să existe o puzderie de opțiuni de mașini. În caz că vrei ceva mai prestigios, ascultăm sfatul, nu există nimic între Volkswagen Up și Tesla Model 3 în această bucată de 40.000 de euro de bani, nu există nimic cu autonomie semnificativă față de ap sau zoe. Nimic. Dacă duci prețul și mai în jos și locuiești într-o țară civilizată și poți să-ți o Tesla cu 33.000 de euro nouă, cea cu autonomia normală și doar tracțiune spate, mai ales dacă ești în străinătate, nu știu ce nu cauți într-o mașină de genul ăla deja, pentru că îți permiți. Rata e foarte mică pe dincolo și îți scoți banii efectiv la kilometri, la mers. Celelalte mașini ori sunt mari și grele de lux, consumă mult și pe tine nu te interesează asta, tu vrei să ieși ieftin, astfel sunt tăiate de pe listă, Audiurile, BMW-urile, Mercedes-urile, Ford-ul ăsta Mac nu se califică la cel care vrea să fie mai economic cu mașina și să o dea bine, Tesla a reușit să facă asta. Un pretendent bun ar fi Polestar, nu știu dacă doi, vi-l arăt în imagine, e cam la același preț, e 4 4 consumă destul de ok și adevărata mașină bună pe care eu aș recomanda o aș recomanda-o ca electrică să le facă pe toate, cam la același preț cu Tesla, ar fi Hyundai-urile și kia -urile. Frumoasă din calea afară Hyundai Ionic 5, nu vezi nicăieri că scrie Hyundai doar Ioniq 5, arată fine rău de tot și este SUV, arată mică dar e SUV și Kia EV6. Superbă mașină, amândouă sunt incredibile, sunt egal de eficiente cu Tesla, Tesla fiind cea mai eficientă, egal de eficiente, iar accelerația este egală, nu ajungi la 2,2 secunde, dar la 3,5, poate chiar la 3,3, ca și Tesla Model 3 Performance ajungi cu modele, chiar mai ieftine decât Tesla, iar calitatea interiorului și exteriorului sunt net superioare Tesla. Au câteva inovații interesante, nu au rețeaua de supercharger, dar Tesla o să deschide rețeaua tuturor companiilor dacă folosești Chiar și Tesla recomandă, mai rărus cât mai drăguț, uzezi mai mult bateria când folosești mai mult supercharger-ul, încarcă pe acasă sau unde se încarcă mai lent. Când ai nevoie de încărcă rapide, și pe dreapta și te duci mai departe de viață. Dar în viața de zi cu zi, mai răruți. Deci cam acestea ar fi mașinile. Super fericit, și eu știm ce e prin curte, super fericit te va face o mașină mică și ieftină electrică. Asta a fost tot. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă aveți deja o mașină electrică și spuneți-le oamenilor cum e viața, bine sau rău, am dreptate sau nu, dar ideea cu care vreau să rămâneți foarte importantă în spate, nu există gândul că stai mult să aștepți după mașină să se încarce. Stai 5 ore și nu te costă nimic, pentru că vorbim de bani, timpul este bani, iar cele 5 ore, să zicem că sunt 50 de lei, presupun că e 10 lei ora, lucru care nu se compară cu... 50 de ore pe care trebuie să le petreci muncind activ față de stat pasiv pentru a merge pe aceeași distanță de drum. E simplu, e un calcul matematic simplu. Căutați-vă panouri, luați-le pe cele mai ieftine, căutați-vă baterii, vorbiți cu un inginer să vă facă un, un, un plan care nu implică o instalare de 2500 de euro, pentru că să dai 2500 de euro pentru instalare de panouri solare e ca și cum ai da 2500 de euro ca să-ți conecteze cineva laptopul la priză. E jaf, la drumul mare doar pentru că e primul tău laptop și nu știi cum să-l conectezi la priză, asta nu înseamnă că nu sunt o grămadă de oameni care știu să conectezi și nu s-ar sperea să audă că, bă, ți chiar ți-a nu a 2500 de euro, eu o fac pe gratis. Cât nea? Cât nea, frate, jumătate de oră? Cu panourile solare, conectate la un puffer, am independență electrică și termică pentru tot restul vieții. Într-un an sau mai puțin, pentru că nu sunt nu o să-mi iau un panou de 40.000 de euro pentru că dă bine într-un clip și am fost tot cum sponsorizat. Este un sistem făcut de o companie normală, care nu o să-i fac reclamă pentru că, din nou, nu este reclamă în acest clip. Adidas, pentru că te-am menționat, simte-te liber sau Answer, Foodshop, Intersport, simțiți-vă liber să-mi trimiteți încălțăminte Adidas, îmi place. Hyundai, Kia, Tesla, Volkswagen, aveți e mailul meu în secțiunea de comentarii. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Sper că v-a fost util acest clip. Dați un like dacă sunteți de acord cu mine și v-a plăcut clipul și dați un dislike sau nu, scrieți în secțiunea de comentarii în ce sens mă înșel incredibil de rău. Sensul pe care îl prevăd este acela al mașinilor foarte ieftine unde sunt de acord cu voi. Merg mai departe spunând că legea nu ar trebui să oprească pe oamenii care iau acele mașini extrem de ieftine să nu le mai conducă din cauza emisiilor pentru că ei merg și foarte rar. Mașinile acelea sunt oricum la capătul zilelor. Și dacă ai o mașină veche în care bagi mulți bani în servisuri, oricum încurajezi economia. Așa că lasă-l în pace. Mașinile vechi, în mod natural, vor dispărea sau nu sunt conduse atât de mult, nu o să pe nimeni. Știm cu toții că fondurile care sunt, de asta sunt și atât de ieftine apurile, au fost cumpărate pe fondul Rabla, 10.000 de euro reducere și știm amândoi, și tu și eu, că acești 10.000 de euro sunt spălare de bani, mașina nu costă atâta. Se iau bani într-un buzunar, se bagă într-altul, se trec printr-un filtru legal doar ca să poți să fie refolosiți în altă parte. Și încurajatul de cumpărat mașini noi este din nou benefic economic. Nu ne păcălește nimeni, nici pe mine. Recomand mașini electrice doar un efect destul de mare de clienți care vor fi foarte fericiți cu ele. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, cu de notificare. Le mulțumesc patronilor, membrul pe canal, celor care are YouTube Premium și celor care bagă benzină în loc de motorină doar ca să renunțe la combustie internă. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere.